legislativă de care v-am spus, așa cum o să vedeți și v-am dat și declarațiile din, de atunci din presă, erau la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui noiembrie, cât am redactat textul respectiv. A fost un consens larg. Dacă mai țineți minte, toate partidele au semnat o declarație comună la Consiliul Județean în Sala Mare. Fiecare partid și-a adus parlamentarii, respectiv șefii partidelor din județul Bihor, au realizat printre puținele lor momente de consens politic pentru o anumită problemă care s-a dovedit a fi agravată inclusiv în județul nostru. Am depus această inițiativă și a fost înregistrată sub numărul 337 din 2014, inițial înregistrat în biroul permanent din data de 05.11.2013. O să vedeți în document, pe PLX numărul 337 din 2014, acolo scrie birou permanent 764 per 05.11.2013. Acela este numărul de înregistrare din biroul permanent. Ei, inițiativa noastră mergea pe varianta, și o să vedeți ca și anexă, reconversia la cursul istoric. În articolul 69, indice 2, noi spuneam foarte clar, moneda în care s-a acordat creditul sau moneda de referință a creditului din luna în care s-a încheiat contractul. Deci noi doream ca să fie cursul istoric. Inițiativa cealaltă, 345, semnată de mai mulți, în data de 12 februarie 2000 și depusă în 12 februarie 2014, la circa un sfert de luni, an mai târziu, prevedea, și o să aveți tot în anexă, prevedea, și o să vedeți așa, articolul 49.2, cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb a pieței aplicabilă în ziua realizării conversiei. Ei, în acest context, indiferent, eu mă bucur că, deși ambele inițiative legislative au trecut și au primit girul Senatului, până la urmă, faptul că nu poartă numărul 337 pe care l-am semnat noi, ci 345, ideea de bază a fost cea care a pornit din Bihor și aceasta a fost preluată în final în textul de lege aplicat. Trei lucruri însă, în schimb, pe care trebuie să remarcate. Acest lucru, după părerea mea, rezolvă problema celor circa 50.000 de familii. În momentul de față, sunt circa 50.000 de familii care au mai rămas cu probleme de credite în franci elvețieni, unul la mână. Doi, din păcate s-a prelungit foarte mult, pentru că inițiativa care mergea pe conversia la cursul zilei ajuta băncile și nici de cum cetățenii, până ce am reușit să convingem că varianta noastră este cea optimă, s-au pierdut 3 ani în care foarte mulți, practic, au dat faliment, au trebuit să-și vândă casele și au rămas și cu creditul neperformant în spate. Deci s-a prelungit o problemă socială din 2013, s-a prelungit foarte mult. Suntem în 2016 noiembrie, așa? Lucru pe care eu cred că este inadmisibil la probleme de acest gen stringente. Și a treia chestiune, că inițiativa noastră legislativă era mai largă și eu sper că va putea să treacă și să fie la fel sprijinit larg de către toate partidele, în sensul în care noi nu făceam referire doar la creditul în franci elvețieni, ci realizam la creditele în valută. Pentru că această problematică poate să se repete în viitor atât cu euro, cât și cu yenul, pentru că au fost și credite în yen, au fost și credite în alte monede, în dolari, și inițiativa noastră legislativă realiza un spectru larg, practic pentru toate valutele, posibilitatea de reconversie. Ei, eu cred că este foarte important și aici un aport în comisia respectivă s-a realizat și în momentul în care s-a introdus și rog astfel pe cetățeni care vor dori în perioada următoare să realizeze reconversia în lei, să fie atenți că în lege spune foarte clar nu se poate realiza altă clauză în actul adițional.
De ce este important? Pentru că în ultimii 2 ani, de multe ori băncile au mers și au spus: domnule, dar nu mai așteptați voi deja, veniți și ne înțelegem noi doi. Vă realizăm un discount, hai să recalculăm și așa mai departe. Și în actul adițional pe care l-au semnat aceste persoane aflate în dificultate la momentul respectiv, s-a trecut o clauză prin care se spunea: renunțați la orice alt drept anterior. Deci, practic, în momentul semnării actului adițional cu banca respectivă, ai renunțat la posibilitatea de a da în judecată pentru alte clauze care puteau fi considerate de către instanțele de judecată ca și fiind clauze abuzive, pentru că erai în momentul respectiv în dificultate. Ei, această lege spune, și aici este important și vă rog să transmiteți, pentru că sunt, probabil aveți și dumneavoastră cunoștințe, că în actul adițional care se realizează pe baza acestei legi, nu se poate realiza altă clauză decât cea prevăzută în această lege. Deci nu trebuie să prevadă și nu poate banca să prevadă în acest act adițional decât reconversia, cursul și tot ce decurge din această lege, practic, de realizarea reconversiei. În plus, legea spune că se poate realiza rambursarea anticipată a întregii sume în lei de data aceasta. Deci dacă vreau să-mi rambursez, pentru că mai am de plătit, să spunem, X franci elveție și mi-l ramburs, va fi reconversia realizată în lei și dacă am lei disponibil, pot să rambursez anticipat în lei toată suma care mi-a mai rămas din creditul respectiv. Deci eu cred că în sfârșit, în această inițiativă pornită din Bihor, pe un consens politic larg la momentul respectiv, a reușit să treacă de barierele naționale și să impună punctul de vedere corect pornit din Bihor. Și eu sper că și alte inițiative de acest gen să fie pornite tot cu consensualități largi, inclusiv acum, dacă vreți, inițiativa pe care domnul Cerc a propus-o pentru a realiza din Oradea centrul regional și de a rediscuta planul de dezvoltare teritorială pe principiile pe care le-am convenit în comun. Avem un succes. Deci se dovedește că dacă în Bihor toate partidele reușesc să se pună la masă, au o idee bună, atunci acea lege poate să schimbe filozofia unei alte legi de la nivel național. Și atunci, dacă avem un succes pe franci elvețieni, pe creditele în valută, de ce să nu marcăm și pe alte proiecte? Și vă spun sincer, de mereu am așa pe aceste tipuri de consensualități politice în perioada următoare și pe alte teme. Pentru că s-a dovedit, știți că ideea a aparținut UDMR-ului pentru acest proiect și am realizat consensul cu toate celelalte partide și eu sper că odată un lucru bun început trebuie continuat. Aceasta este ideea și doresc în acest fel să mulțumesc tuturor celor care au semnat inițiativa legislativă. O să vedeți că inițiativa legislativă semnată și depusă în momentul respectiv are toate partidele. Uitați, de la PSD au semnat atunci Bogdan Gheorghe Dănuț, doamna Sonia Drăghici, Roman Sorin. De la PNL, Cherecheș Florica, Costin Gheorghe și Orios Nechita din alte județi. De la PDL pe atunci Laza Matiuța Vitu. De la noi, cei cu Attila subsemnatul și domnul Cărășchini. De la minorități merg Adrian Fimbiorean. De la senator domnul Bodoc, domnul Cristi Bodea, domnul Biro Rozalea și așa mai departe. Deci am semnat practic aproape toți deputații de Bihor atunci după aceea consensualitate și am reușit să impunem punctul nostru de vedere. Eu acest lucru vreau să-l subliniez și să atenționez că această inițiativă legislativă urmează adoptată în momentul de față, urmează cursul lui, va ajunge în 10 zile la președinție. Președinția are dreptul constituțional ca în 30 de zile să promulge legea sau să ceară un control constituțional sau altă o rediscutare dacă îi se fac lucruri
în neconcordanță, dar eu sper că acest lucru să fie semnat de președinte și să apară în monitorul oficial. Și din momentul apariției în monitorul oficial, de a doua zi, practic, legea intră în vigoare și dacă totul merge bine la sfârșitul lui noiembrie, inițiativa, cei care au credite în franci elvețieni pot solicita reconversia pe care băncile sunt obligate să le realizeze. Și dacă doriți, pot să vă dau câteva din forma adoptată în final, din lege, ce mai prevede această inițiativă legislativă în concret. Spune așa, în forma finală, că băncile, zice, pentru creditele acordate în franci elvețieni, creditorii sunt obligați să efectueze conversia lei. Deci nu este o opțiune a băncii că vreau sau nu vreau. A soldului creditului exprimat în franci elvețieni. Deci se va recalcula soldul existent în momentul apariției legii. Deci nu pentru tot creditul anterior, ci ce a mai rămas din creditul respectiv. Pentru a nu da o tentă de retroactivitate și a nu putea fi atacat la Curtea Constituțională. Deci nu se recalculează întreg creditul luat, ci ce a mai rămas de plătit din credit. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă contravențională, deci se sancționează banca în cazul în care nu realizează această reconversie. Conversia se va realiza prin act adițional acceptat de consumator, deci consumatorul trebuie să accepte actul adițional și aici este ceea ce v-am spus, este interzisă introducerea în actele adiționale de conversie a altor prevederi decât cele impuse prin legislație. Deci nu poate să inducă alte prevederi. Introducerea în acte adiționale a oricărei altor prevederi decât cele impuse prin legislație sunt considerate nule de drept. Deci dacă încearcă, acelea sunt considerate nule de drept. În cazul în care împrumutatul a contractat un împrumut pentru achiziția unui imobil, teren, construcție, reabilitare, consolidare, extindere, în actul adițional încheiat cu ocazia conversiei, creditul va fi încadrat corespunzător ca și imobiliar ipotecar, indiferent cum a fost denumit, vândut, raportat inițial produsul bancar în franci elvețieni. Deci se va încadra conform legii. Dispozițiile și un lucru foarte important, pentru că unii deja au ajuns ca să aceste credite să fie transmise unor agenții de executori judecătorești. Deja s-a trecut la faza de executare acestora și spune dispozițiile aliniatul 1.3 se aplică și în cazul în care contractele de credit au fost externalizate de către instituția de credit sau de către instituția financiară nebancară. Dacă au externalizat spre execuție, în momentul de față se revine și se realizează reconversia în lei. Cursul de schimb, și aici este marele câștig pe care le-am realizat, cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb al BNR, valabil la data încheierii contractului convenției de credit în franci elvețieni. Deci, data contractului este cursul de schimb. Instituția de credit sau instituția de credit nebancară comunică în termen de 30 de zile actul adițional și nou plan de rambursare. Deci au un termen obligatoriu de 30 de zile în momentul dar de la solicitare, vă rog eu. Deci trebuie să solicite și în momentul respectiv au 30 de zile ca banca să trimită noua actul adițional și planul de rambursare. Noul plan de rambursare pentru numărul de luni rămase din perioada de rambursare. Conversia aici este o chestiune care a introdus doamna Bircea, pe care mergea pe inițial și care, vă spun sincer, colegii mei în comisie nu au fost de acord, a trecut, pentru că introduce în lege, zice, costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu consumatorul, respectându-se principiul bunei credințe și diligențele profesionale, astfel încât obligațiile de plată să nu fie mai încurajatoare pentru consumator. A introdus o chestiune subiectivă, doamna Bircea, în lege, în sensul în care să nu se spună că există un cost de convertire.
există convertirea, se realizează la cursul. Aceasta este suma, aceasta este suma rămasă, aceasta este cursul. La convertire, care e costul reconvertirii? Deci noi, cu această modificare propusă de către doamna Vicea, n-am fost de acord. A fost solicitarea dumneai în calitate de inițiator. Eu sper să nu avem probleme pe această modificare. Consumatorul are dreptul să ramburseze anticipat creditul în mod nedat prevăzut la articolul 49.1 alineatul 1, deci la, în lei. Instituția de credit va efectua la momentul solicitării conversiei creditor, fără costuri și comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plăți, atât în moneda contractului, cât și în moneda de conversie. Ca să îmi pot da seama unde câștig mai bine, să nu mi se solicite că se realizează un planning și acela trebuie să-l plătesc din partea băncii. Deci, practic, banca va trebui să realizeze un plan de rambursare în lei gratuit, pe care să mi-l pună la dispoziție. Și, după părerea mea, restul este o solicitare la cererea consumatorilor. Băncile care au procedat la conversia creditului în franc cerbețieni pot să revină la contractul în franc cerbețieni și vor efectua conversia în condițiile prezentei legi. Sumele pe care creditorul le-ar fi încasat în plus de la împrumutat în perioada scursă de data efectuării conversiei din franc cerbețieni în lei sau euro conform ofertei băncii, până la data încheierii noului act adițional pentru conversia efectuată, se calculează conform contractului de credit și ultimul plan de rambursare. Ce înseamnă? Dacă între timp eu mă răzgândesc și vreau să realizez o reconversie din nou în franc cerbețieni, atunci, practic, în acel moment, dacă se realizează o pierdere, va trebui să o acopăr pentru perioada scurtă de reconversie. Deci, pentru de data aceasta și invers funcționează legea și eu mi-asum un risc dacă în perioada următoare voi dori să revin și în acest fel realizez un câștig pe care nu l-am anticipat anterior. Din aceasta este practic legea care va apare. Eu sper ca să fie publicat și să nu fie ținut 30 de zile, este termenul maxim la președinție, și să apară încă în luna aceasta, practic, în monitorul oficial, pentru că acest lucru ar presupune că deja prima rată din decembrie să se realizeze pe baza acestei noi legi de reconversie. Eu acest lucru vreau să spun, sper ca să fie mulțumitoare legea pentru cât mai mulți și, din păcate, dacă se adopta, îmi pare foarte rău pentru cei 3 ani pierduți. Pentru că legea, și vă rog să scrieți acest lucru, legea a fost înregistrată în noiembrie 2013, și aprobat și intrat în vigoare probabil în noiembrie 2016. În acest 3 ani, familii, persoane au dat faliment. Unii, ați văzut, au fost și oameni care s-au sinucis pentru că nu au putut să-și plătească creditele. Deci eu cred că nu-i voie să te joci cu probleme de acest gen și să tergiversezi adoptarea unei asemenea legi importante în Parlament. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru sprijin și inclusiv presei, pentru că v-am dat și extrase din presa și locală și națională. Această inițiativă a fost primită, indiferent de cine a scris despre ea, în mod pozitiv în presa locală și presa națională. Da. Eu v-aș întreba o chestie care nu e legată de problema creditului în franci. A apărut un val, eu zic că e justificat de critici la adresa conducerii Consiliului Județean pentru modul în care au ales să promoveze noile rute de pe aeroport. Noastră, cum vedeți ideea asta că domnul Pastor să-și pună numele pe panoul de promovare? Deci eu cred că dacă mă întrebați pe mine. Toată lumea se leagă de numele domnului Pastor. Nimeni nu a văzut că în sfârșit se promovează undeva județul Mihor și rutele din Mihor. Deci, în primul rând, domnul Pastor, după părerea mea, trebuie felicitat pentru două lucruri. Unul la mână. Într-un decurs de 4 luni de zile a avut
niște discuții foarte serioase și știu cu Blue Air nu vor fi de antecesori. Faptul că trimiți niște invitații, hai să avem niște discuții în ianuarie, astea sunt bancuri. Discuțiile pe subiect au avut loc în ultimele 4 luni de zile și toată lumea, cel puțin aceste bănci, acești operatori au recunoscut acest lucru. Cu Blue Air s-a discutat până noaptea la 3 la conferința de la Băile Felix pentru cursele care s-au realizat și pentru costurile acestor curse în mod special. Știu foarte bine pentru că aveam niște întâlniri cu domnul Pastor și n-a putut să participe și l-am sunat și am spus hai dimineață la prima oră și n-a putut veni la acele întâlniri pentru că a discutat până la ora 3 noaptea și a zis va putea să ajungă mai târziu la acele întâlniri pe care le programasem noi. Deci asta ca să terminăm cu poveștile cine, când și cum a discutat pe aceste chestiuni. Faptul că promovează, după părerea mea și am văzut că dorește să promoveze și la celelalte aeroporturi, Timișoara, Cluj, Satu Mare și Debrețin, am înțeles de la dumnealui cursele, pentru că în momentul de față cei din Bihor și aterizează pe aceste aeroporturi din jur sau vin acasă și pot să vadă aceste benere intrând în oraș că se vor realiza aceste curse, lucru absolut normal și absolut corect. Faptul că acum unii sunt deranjați, că în sfârșit Consiliul Județean din Amorțeala și, cum spuneau colegii de-ai dumneavoastră din presă, din sanatoriul de la Consiliul Județean, s-a transformat în muncă la Consiliul Județean și acest lucru poate fi legat de numele domnului Pastor și al colegilor dumnealui, aceasta este puțin răutăcios. Domnul Pastor a semnat în calitate de președinte de Consiliul Județean ca și o invitație. Deschidem spre Europa. Președinte Pastor Șandor. Nu vreau să lapăr în plus pe colegul meu. Face reclamă. Cu cât îl atacă mai bine, cu atât mai bine face reclamă, se vede că lucrează. Asta e părerea mea. Nu credeți că totuși că e o nesimțire chestia asta? Nu cred. Pentru că poți promova cursele și fără să pui numele unui politruc acolo, care nu politruc este... totdeauna, atenție, acum eu întreb. După aia răspundeți. Nu, asta nu e întrebare. Dar a fost întrebarea. Nu, dacă pui întrebarea. Bun, reformulez. Ok. Vreau până acum politicienii din UDMR Bihor se lăudau că ei sunt, ei nu fac politică mitică, ca miticii, ca în Dâmbovița, ca pe Dâmbovița. Și domnul Pastor, politruc, prin gestul său, face fix ceea ce... Asta încă nu e întrebare. Asta fix. Deja se face... aprecie. Face... Deci, ascultați-mă, ce diferență vedeți dumneavoastră? Nu, încă urmează întrebarea. Face fix ce a făcut baronul Oprișan, baronul Mazăre, baronul Nicușor Constantinescu și alți baroni. Întrebarea. Nu știu cum ați... Întrebare. Nu am văzut aceeași atitudine a bihoreanului. Anul trecut în campania de la referendum, unde domnul Borojan scria veniți la vot, Ilie Borojan. Nu am văzut aceeași atitudine sfidătoare că Borojan este pe toate panourile și pe toate pliantele, veniți la vot, Ilie Borojan. Nu da? Te-am văzut, dragă Adi, făcându-l mitic. Dar atunci te rog frumos, când o să scrii și un articol despre miticul Borojan, care a făcut la referendumul cu San Martinul, aceeași chestiune, atunci o să fii corect. Până atunci era ești un referendum în care toți cetățenii știau că propunerea de bonificare a Oradea sunt Martin era la primarul Ilie Borojan. Atunci ești doar o parte a unei prese aservite. N-ai pus întrebarea, ai spus? Dar nu, pentru că m-ați întrerupt. Eu v-am răspuns la întrebare. Nu mi-ai răspuns la întrebare, domnul deputat, vă rog să mă lăsați să pun întrebare. Da, noi ne tutuim. Care nu încercați să schimb chestia asta. Bun, în conferințele de presă nu ne tutuim niciodată, pentru că păstrez distanță. Chiar dacă putem avea relații amicale după conferința de presă și noi. Atunci, domnul Adrian Criș, când o să văd... Dar mă lăsați totuși să pun întrebare. Da, dar rog frumos. Când o să văd... Cum ați reacționa dacă ați fi văzut pe Biblioteca Județeană scris, care a fost făcută, modernizată în timpul domnului Chiș, Șoani Chiș,
pe Piața Unirii, Mircea Mălan, pot să mă întreb de când sunteți în presă? De foarte mult timp. Mai, poate de atâta timp cât de cât sunteți dumneavoastră în politică. De mai vechi, că mai, sunteți mai vechi în presă. Nu știu, dar hai să dau barele relevanță. Este pentru prima oară când în județul Bihor un politician își permite așa ceva. Dacă demonstrez că nu e așa, vă cer scuze. Da. Bun, ok. Și oricum și dacă ar fi așa, nesimțirea ar fi la fel de mare. Îmi cer scuze doar pentru faptul că nu-i singura nesimțire. Și atunci o să vă rog că v-am spus un proiect de anul trecut pe care nu l-ați taxat la fel de mitic. Da. Pentru că n-a fost. N-a fost. Deci, dacă domnul Buroșa apărea pe prisme, pentru că au fost prisme în Oradea, așa, unde era el și spunea, veniți la vot, Bolojan. Exact. Un Oradea mare, și veniți la vot. Oradea mare. Da. Era figura lui. Toată lumea știa că a fost... Deci, domnul Adică. A fost un referendum în care toată lumea știa că a fost propus de primar. Nu încerca să te schimbezi. Nu încerca. Este situația absolut identică. Din bani publici. Din bani publici în tot orașul, și cu figura primarului pe unificare. Aceasta a fost. Nu am văzut făcut mitic domnul Bolojan. Un. Doi. Un alt, la un moment, că ai o apetență, aveți o apetență pentru primarii Oradei care sunt în funcție de a-i iubi. Domnul Petru Filip, dacă mergeți acum la muzeul Iosif Vulcan, o să vedeți pe muzeul Iosif Vulcan o pancartă din marmură, scris acolo, că nu știu ce s-a întâmplat acolo, ridicat în timpul primarului Petru Filip. Te rog să mergi, vă rog să mergeți, să fotografiați. Și v-am dat al doilea exemplu, dar se pare că Bihoreanu, pentru primarii Oradiei, români, nu are nicio treabă. Dacă un ungur face, el nu poate fi mitic. Bolojan nu-i mitic pentru afacerile cu meșurile și BNR-le din Oradea de acum un an. Filip nu-i mitic pentru chestia aia. Nu. Dacă ungurul pastor face, Bihoreanul este mitic. Bihoreanul deobedit de către mine în instanță naționalist șovin. Este necinstit să spuneți Bihoreanul dovedit din cauza că e ungur. Atenție, este necinstit. Bihoreanul dovedit de către mine în instanță națională și șovin. Punct. E definitivă sentința? Am una. Nu. De până acum am una. Nu. Dar o să spun cu simplu. Nu este. Până în momentul de față cu sentința. Lăsați-mă, cine conduce CNCD-ul? Dar nu, CNCD-ul, las-o. Am câștigat în prima instanță. În prima instanță am câștigat. Nu o să câștigați definitiv. Mă gândesc că securiștii vor rezolva. Dar în prima instanță am reușit. Vedeți că vă faceți pasibil de calomnia. Nu avem bile la securiști. Nu? Nu. Wow! Cum naiba se poate că un document strict secret să apară doar în Bihoreanu? Care? Vreți să vă dau? Da. Acela care era, în cazul meu, un contract cu ITV Hungary din 2007, care se afla în două locuri, în biroul meu, unde mă gândesc că n-ați intrat prin nefracție, și în biroul Ministerului de Afaceri Externe din Ungaria. Și a apărut cu semnătura mea la dumneavoastră. Atât. Deci dacă o să-mi demonstrați că acest document a ajuns așa, a zburat, din biroul la de menajera la... Nu am avut menajera. Nu știu. Bun, adică, deci, hai să o lăsăm. Că toată lumea știe despre ce vorbim. Și te rog, măcar în fața colegilor, nu fi ipocrit. Nu sunt ipocrit. Atât. Doar atât. Dar nu vă permit să spuneți că îl criticăm pe domnul pastor pentru că e ungur. Pentru că nu din cauza asta. Dacă faci diferențiere pentru doi primari al orașului... Că este politruc, care este singurul care și-a pus numele... Dar am demonstrat, am demonstrat că nu este așa. Și cu toate acestea, am demonstrat că nu este așa și cu toate acestea ai rememorat și ai spus același lucru. Deci, unul la mână. Ca și răspuns. După părerea mea, promovarea pe fond a curselor
externe, minorarea este un lucru absolut benefic. Corect. Până aici ne înțelegem. Bun. Faptul că această promovare o realizează sub semnătură președintele, nu cred că este un lucru rău. 3. Pentru că este sub semnătură. 3. Dacă aceeași atitudine aș fi văzut-o în alte două cazuri amintite anterior, clare, corecte, concrete, și una nu de foarte mult, pe care toți am văzut-o, inclusiv dacă mergeam la bere, am avut un triunghi pe masă, deci dacă aceeași atitudine a fi avut-o deontologul de data aceasta, ca să nu iau altă afirmație. Sigur, îți puteți să spuneți. Asta e o constatare. Dar cealaltă... A dumneavoastră. A mea, a mea, a subiectivă. Nu, nu subiectivă. Așa. Atunci, această chestiune putea fi tratată altfel. Dar întrucât în niciuna din cele date două cazuri... Care nu sunt comparabile niciunul. Asta e perspectiva ziaristului Alipriș. Da. Dar există, constatările există. Deci dacă în niciuna dintre aceste cazuri nu a fost aceeași constatare, pot să fac, pentru că dintre cei trei există doar o diferență de nație. Nu văd asta. De apartenență politică. Nu. Atunci, de apartenență... În același partid? Atunci, dar eu cred că este un atac pe fondul pe care am spus întrucât eu am dat în judecată. Adică dumneavoastră ziceți că din cauza supărării că ne-ați dat în judecată? Eu cred că în ultimul timp aceste atacuri directe vin pe această filieră de supărare. Cred. Am voie să mi-e indiferent ce spune CNCP. Dar nu, că a spus instanța. În prima instanță. Sau instanța pe problema asta. Bun. Dacă eu spuneam că atât mă doare în cot de o decizie a instanței... Nu de decizie a instanței, de problemă. Dacă eu spuneam că problema decisă în instanță pe mine atât mă doare, eu eram făcut prieten cu Tăricianu, nenorocit, atac, eram făcut la CSM și toate. Dumneavoastră nu. Deci, hai să fim puțin mai... Răstălmăciți în modul cel mai clar și evident și flagrant ceea ce spun. Eu spun că nu mă interesează problema și că nu are nicio legătură, înțelegeți? Deci, eu am această percepție și percepția este subiectivă. Pot să am această percepție și nu aveți cum să luați acest drept de a avea o percepție. Dar nici nu încerc. Dar nici nu încercați. Eu am această percepție în ceea ce vă privește. Pentru că dacă am face o analiză cu studenții de la jurnalism, de la Babeș-Bolyai, să vedem articolele de presă în acest context din ultimele 6 luni, atunci nu cred că nu s-a realizat. Ceea ce nu e rău, dar trebuie asumat. Nu este rău. Și Financial Times și New York Times au propriile viziuni de dreapta, de stânga. Dar și le asumă. Nu se dau deontologi. Și asumă că eu sunt de dreapta. Dar noi suntem de dreapta. Eu sunt de dreapta. Când am plecat eu chestia asta? Atunci vă rog. De ce? De ce? Dintr-un motiv. De ce duceți discuția unde n-a fost niciodată? Pentru că nu este o... Trebuie să spun, aceasta este perspectiva unui om care se consideră. Da. Bun, dar asta nu apare. Eu mă consider independent. Deontologia dumneavoastră vine întotdeauna din perspectiva faptului că vă considerați extras tuturor. Nu, nu, alții sunt ipocriți și spun că sunt independenți și nu sunt. Deci alții sunt. Alții. Acei ipocriți. Deci, care nu sunt, niciodată n-au simpatii și antipatii. Da? Domnul Adică. Lăsați. Când o să văd pe frontispiciul trecut, suntem o publicație care își asumă această chestiune, aceste valori și trebuie toți cititorii trebuie să... Când îi spuneți dumneavoastră să vedeți frontispiciul? Dar nu vreau! Dar atunci dumneavoastră nu înțelegeți că prin editoriale sunt de dreapta sau ce sau nu? Nu, dar e problema? Dar nu este această problemă, dar și eu mă consider un creștin social. No, un CSU, dacă e ceva de Germania. Dar asta e altă problemă. Ceea ce vreau. În acest context, ori avem aceeași măsură pentru toți. Și da. După două articole scrise despre miticii care și-au pus și ei pe toate prismele și pe toate celelalte fețele, o să scriem și unul dacă face același lucru. Pastor, ori
Atunci hai să nu ne facem că nu vedem. Și eu nu văd altfel. Încă o dată spun, mă simți același lucru. Asta este o perspectivă. Autobuzele pe care și-a pus Mazăre numele circulă și azi cu acele tăblițe. Panourile pe care domnul pastor și-a pus numele o să rămână să facă publicitate mai mult decât orice campanie electorală. Foarte bine face. Nu. Foarte bine face. Nu face bine. Deci ori n-au făcut. Nu face corect. Da? Este un abuz. Asta e o perspectivă subiectivă și vă rog să-i faceți campanie. Deci eu vă rog să scrie despre el pentru că îi faceți o campanie extraordinară. Indiferent ce o să scrie. Și eu vă rog să scrieți despre domnul pastor chestia asta, pentru că îi faceți aceeași opinie. O, rămân, dar n-am de ce să nu rămân de aceeași opinie. Ce? Care e problema? Nu am văzut niciun fel de problemă în cele două abordări. Ați trecut cu vederea. Pentru că... Domnul deputat, îmi spuneți dumneavoastră că domnul Filip și-a pus aia, hai să fim serioși, câtă lume a văzut chestia aia pe muzeu, nu știu, voi știați? Domnul Alibici, dumneavoastră le-a sunat pe cei de la Consiliul Județean după Zitești și ați întrebat unde sunt acele panouri, că nu le-am văzut nicăieri. Le-am văzut pe Facebook. Domnul, că se laudă pe Facebook cu ele. Nu, dar mă înțelegeți. Ce? Deci nici dumneavoastră nu le-am văzut. Că le-au pus peste noapte, știți? Peste noapte. Nu umblați. Se laudă în conferințe de presă că inventează gaura la macaroană, dar nu ne spune, băi, vedeți că o să pun niște panouri cu numele meu, din banii voștri. Deci. Asta nu ne-a mai spus-o când ne-am întâlnit la Europa. A spus că va promova cursele, nu pe sine însuși. No, el spune acolo, deschidem spre Bior. Dar asta este o chestiune semantică. Nu o să am înțeles că nici în ungurește nu e perfect corect. Dar îmi dau seama că deja nici așa ajungem că nici românește, nici din nici ungurește, nici engleză. Și dacă o să spuneți că nici în engleză nu-i bine, aia e singura bine. Și Barcelona e greșit și tot e greșit. M-am gândit. Nu, e păcat că duceți în deriziune chestia asta, pentru că dumnealui creează un precedent. Creează precedentul. Ca orice politruc care stă 4 ani sau poate mai puțin pe o funcție, să facă cum face câinele, să-și marcheze teritoriul. Nu o să fiți așa de partizan. Nu sunt partizan, sunt necruțător. Am văzut ce se întâmplă cu ei. Deci, n-am spus niciodată asta, da? Că sunteți necruțător. Mai înainte. Că sunt beton, da? Nu, da. Necruțătorii... M-ați jimit făcând o comparație cu persoana respectivă. Nu, dar am văzut că i-a spus că sunteți prieteni. Deci, credeți-mă, dacă... A, și cu dumneavoastră sunt dușmani sau ce? Nu, dar nici prieteni. Nu puteți să spuneți că sunt prieteni. Da, atunci hai să... Dar măcar să rămânem în termen civilizați. Sper eu. Fac un apel călduros la dumneavoastră. Mai puțină vehemență. Dacă aceeași vehemență nu există în altă direcție, atunci înseamnă că este partizan.